Utilizarea unor doze mari de antibiotice ar putea face mai puternice unele bacterii. Asta arată cel mai recent studiu efectuat de Organizația Mondială a Sănătății. Anca Mărcuș, editor corespondent al FNews, a citit studiul și vine cu mai multe detalii. Anca, cât de gravă este situația? Organizația Mondială a Sănătății spune că rezistența la antibiotice este una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății globale și ar putea provoca 10 milioane de decese pe an până în 2050. Asta din cauza că administrarea unor doze mai mari de antibiotice încetinește capacitatea bacteriilor de a deveni rezistente la tratament, iar în momentul de față există 13 bacterii cunoscute care sunt imune la toate cele 43 de medicamente existente pe piață. Uite ce spune Alexandru Rafila, care este și el membru OMS. Utilizarea antibioticelor în România încă este excesivă și nu îi se administrează doar țintit în infecții bacteriene după testarea sensibilității bacteriilor la antibiotice, cum ar trebui să se întâmple. Ne găsim din nou pe locul 2 sau 3 în Uniunea Europeană. Și care ar fi soluția, Anca, în toată această situație? La nivel mondial există o serie de măsuri cunoscute de medici și biologi. Am vorbit și eu cu un medic de familie care mi-a spus că singura soluție în momentul de față pentru a putea depăși această problemă este modificarea practicii medicale și a obiceiului populației de a face automedicamentație excesivă. Mulțumesc mult!